Eu mă duc prea departe aici. Și pierd cablu galben. Bă, că mi-aș piciorul. Ok, a trebuit să cumva să mă duc înapoi să încarc o versiune mai veche. E mai să vedem. Să urcă singur la loc sau trebuie să urc eu? Să apăs eu. Cred că trebuie să apăs eu. Bine. Ok. Da, deși am fi pierdut cablu galben dacă mergeam mai departe. Uite-l, mă, cât de aproape era mai... Room for reflection. Da, chiar corect, că e pur și simplu un radio, un scaunel și niște poze pe... Interesant. Asta cu capul galben par să fie al unui... zi. Al unui fel de saboteur, ceva de genul ăsta, sau ori un supraviețuitor cumva, oriceva dubios de genul ăsta. Bun, dragilor, hai să vedem aici ce se întâmplă, cum facem, ce facem. Văd acolo că sunt ceva omuleți sus. Nu știu care e faza cu omuleții, dar e incredibil de liniște. Și o ușă la care noi probabil ar trebui să ajungem. Și care în momentul ăsta se închide. Frumos, frumos. Îmi place. Ok. Eu acum presupun că n-am cum să ajung la apa asta de aici, zic bine. Da, n-am cum să ajung la nivelul ăla la pe aici, ce înseamnă că trebuie să coborăm un pic apa, nu un pic. Că se pot ajunge. După aia să mutăm un pic cutiuța. Hai, prinde-te de ea. Nu vrei? Așa, bravo. Sper să fie suficient. Și în partea asta, dacă vă uitați, deci toată camera asta e cumva între două ecrane. Între două puncte de observație, acolo și aici. Ok, cât de mult putem? Așa, perfect, las-o așa. Și de asta noi n-auzim nimic, pentru că suntem în spatele unui punct de observație. Niște monitoare pe acolo, iată că, iată că... Mă simt ca un portal, nu știu de ce. Mă simt observat. Nu-mi place. Ce-s cu minele astea de teren? Opa. Iar eu cămăruță dintre aia. Da, iar eu cămăruță dintre aia unei apă pe tavan. Uite un nene acolo. Ăștia presupun că sunt tot așa plini de viermi. Jesus Stau să mă gândesc. Poate că e o societate în care se mai întâmplă, mai citești chestii romane, SF-uri, etc. O societate în care cetățenii care nu se conformează regulilor sunt... În primul rând, ai zice că sunt încarcerați, da? Adică sunt băgați în închisoare. Dar există și situații în care sunt transferați, ca să zicem așa, din închisoare către alte posibilități, ca să zicem așa. În cazul de față, uite, le experimentează pe capul lor.
Ok, ce avem noi pe aici? Avem maneta asta, corect. În afară de maneta asta, mai avem ceva? Un burețel acolo. Avem un nivel de apă. Aici mi-ar trebui un cufăr, ceva. Avem o ușă în depărtare. Un alt buton la care probabil ar trebui să ajungem dacă ne-am duce prin apă pe sus. Ok. Bun. Deci se înțeleg că toată chestia pornește de la maneta aia. Hai să vedem ce se întâmplă când controlăm maneta. Da, și asta mă gândesc. Deci, o posibilitate. Pur și simplu o posibilitate. Să zicem că sunt prizonieri. Sau, mă rog, deținuți. Da? Poate că îi duc în... Super. What the actual hell? Și de ce vin toți la mine? Deci... Au mâini rupte pe jos și nu au toți cap. Uite, ăsta e un braț care se zbate, ești nebun. What the fuck, dude? Deci până la urmă mai sunt oameni, sunt pornim de la oameni? Nu înțeleg. Disproporționați și toate. What the fuck? Nu, dar nu merge până aici. Ok, cred că... Da, uite și căruțuri cu corpuri la fel, aruncate. Deci plecând de la ipoteza pe care am făcut-o noi, că sunt deținuți, da, pe care se experimentează, înseamnă că ăștia sunt mutanți cumva. Dacă plecăm de la ipoteza asta. Dar dacă sunt mutanți, cum este posibil să uite membre care funcționează singure? Ce se întâmplă? Hai să punem pauză la ipoteza noastră normală, da? Să zicem că bă, nu sunt prizonieri. Dacă sunt crescuți în laborator, în ideea că nu sunt exact oameni, la fix am apăsat tare. Ok. Ia uite aici cu cască pe cap. Veniți și voi? Ia uite ăla dă cu mopul pe acolo. Vii și tu? Dacă sunt crescuți în laborator, în capsulele alea în pădure. Dar dacă sunt crescuți acolo după aceea, de ce e nevoie de parazit? Sunt cumva crescuți ca un fel de carcasă goală și după aia parazitul e ca să controleze respectiva carcasă. Eu aici văd un cablu galben deasupra. Mules care alergă. Mă gândesc că ea sunt oameni, nu sunt zâmbălăi. Bă, nu știu, e deja... Mă depășește.
ceva. Aici e nivelul cu cablu. Asta e nivelul cu cablu corect. Nu, nu vreau în jos, nu vreau în jos, că nu mă aștept cu nimic în jos. Aș vrea cumva în sus. Mă urmăresc ei pe acolo, pe sus. Ok, asta n-am făcut nimic. Cum ajung eu la cablul ăla acolo? Pot să mă agăț de el aici așa? Ești nebun? Dar nu văd! Ești nebun, du-te mă de aici, mă! Ok, ok, ok. Nu pot să ajung decât dacă îi aduc și pe ei. Fucking Christ. Este? N-am altcumva cum să ajung aici decât dacă îi aduc și pe ei. Da, și acum nu pot să-i controlez să apese butonul. Ok. Păi și atunci cum facem aici treaba asta? Deci trebuie să-i aduc cumva și pe ei. Cum îi aduc și pe ei? Mă poți tu singur ridica? Jură de că mă poți tu singur ridica. Nu mă poate el singur ridica. Trebuie să fie cel puțin doi oameni să mă ridice. Fuck. Da, nu poate sta singur să mă ridice. Ok, hai să vedem. Deci nu vreau să pice toți, vreau să pice doar unul singur. Așa, ușurel, ușurel. Hai. Nu, nu, nu toți, nu toți, în pui mei. Au picat toți, super, magnific. Așa, hai să încercăm acum. Cam vimele cu proști. Am, voi doi mă puteți ridica? Este, hai că am reușit. Bravo. Aici avem suficient oameni încât să putem să ne jucăm cu șmicheria. Frumos. Frumos. Gata, toată lumea e fericită acum. Mine?
ce alergă oamenii din depărtare? Țigara abia aprinsă, stinsă, cum vreți voi să ziceți. Un telefon care tocmai ce a picat. Omuleț care alargă și pe sus și pe jos. Se uită pe geam. Sânge. Un experiment tăiat cumva. Un alt experiment. What the? Serios? Asta e un nene, e un om, e un om normal. Poți să sar aici? Nu. Toată lumea se uită prin geamul ăla. Ok, hai să lăsăm pe ăsta și să ne uităm și noi pe geam 2 secunde. What the fuck? Să uită la noi. Ce e acolo? Nu ne arată? Nu ne arată. Să văd și eu ce e acolo. What the hell is going on? Și nimeni nu mă deranjează, adică nimănui nu-i pasă că sunt aici. Uite alți omuleți acolo. Toată lumea se uită în interior. La ce vă uitați? Scarpin în cap ăla. Ok, mai departe de aici ce e? Pe partea asta pare să fie un zid. Ok, trebuie să neapărat să mă bag în interior. La ce se uită? Par să fie gen oameni de știință, adică nu sunt. A tresărit toată lumea un pic. De vreau să știu și eu ce a fost acolo în interior. Cablu galben. Ca lumea, cablu galben. What the hell? 2-3 capsule, un panou. Am sărit peste un cablu galben? Am sărit peste un cablu galben. What the fuck? Am sărit peste un cablu... Vedeți? Din toate becurile alea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Unde este capul galben peste care am sărit? 4, 5, 6, 7. Al șaptelea cablu galben. Trebuie să facem rost de al șaptelea cablu galben.